Bună, dragii mei! Astăzi o ieșire în Toronto cu un bun prieten de-al meu care vizitează din Ottawa. Suntem în fața la St. Lawrence Market, care de fapt este ca un fel de piață centrală, unde sunt tot felul de produse și de aici o să vizităm puțin downtown Toronto, în centru, și abia aștept să vă iau și pe voi, așa că haideți cu mine! This is the corner building, like the one in New York. Acesta este un dog park dedicat câinilor și fântâna a fost construită ca să arate acest lucru. L-am văzut în câteva filme de la Hollywood care s-au folosit de acest setting ca să filmeze în Toronto. This is the Hockey Hall of Fame building, dedicated to hockey. TD Canada Bank, TD Canada Trust Towers, and the CN Tower. Once in the 70s was the tallest building in the world. Union Station, train station. This is Fairmont Royal York Hotel. No. That's the Queen's Suite up there. Ok, și am ajuns în piața centrală aici în Toronto, se numește Yonge and Dundas Square.
Este la intersecția între Yonge Street și Dundas. Și arată cam așa, chiar foarte frumos. Metrou se aude pe deasupra. Okay, Eaton Center, downtown Toronto. One of the first malls here in Canada. Canada Goose. Asta este cea mai veche companie din lume, The Hudson's Bay Company, înființată în 2 mai 1670. Care făceau comerț cu blană de castor, de tot felul de animale care se prindeau aici în Canada. Și aici se vede cum construiesc, lasă fațadele și în spate construiesc clădirile. Astea sunt de apartamente. Astea birouri și așa mai departe. Ok, și aici sunt la numărul 1 Yonge Street. Yonge Street este cea mai lungă stradă din lume. Are 1890 și ceva de kilometri. Și începe de aici. După cum vedeți, acolo este deja Lacul Ontario. Și Yonge Street arată cam așa, da? Ceva vânt pe lac. Și da, sper că v-a plăcut și ieșirea asta. Vă mulțumesc că mă urmăriți, vă mulțumesc că vă uitați acest lac.
aceste videouri și cu aceasta vă spun nu uita să-ți iei papucii atunci când călătoresc.